pe Vasile Gondos și vă rog să mai apărăm. Pregătim și o sumă de bani, ne trebuie o orchestrație de la Timișoara, ne trebuie o orchestrație multiplă. A zis dumneavoastră legată de filarmonică, nu? Nu filarmonica, ci niște voci de la... Niște voci de la... Da, da, cred că nu știți cu ce să vorbiți, sau? Dar nu știu cu cine să... Nu aveți nici un pic, dar nu? A nu s-a ajuns și la dumneavoastră. Noi am ajuns pentru un moment de panză și v-aș ruga și dumneavoastră să ne ajutați. Dacă vi se pare că aici oameni care sunt foarte des și aici în casa bedicienilor, dacă și nu ar fi frumos să avem și noi un imn anus, pentru că versurile se potrivesc foarte bine cu orașul, cu mentalitatea noastră de lugojen, cu sufletul lugojan. Și asta este un lucru foarte important. Scuzați-mă, eu ziceam de orchestrație. Da. De cântat, normal, de cântă Vasile, dar ziceam că putem să ajutăm cu orchestrația. Asta e lucru să, foarte important. Să vorbesc cu cineva care face. Și ne trebuie un studio special, așa cum se face ca să facem un lucru de profesionist, dar vocea e foarte bună. Sigur că da. Bravo! Mă întreb. Doamna Maia, v-a plăcut? Doamna Maia, v-a plăcut? Dar aici, în casă. Doamna Maia, când am aflat pe cărță, mi-a spus fiecare treaptă de aici, e o istorie, dânsa a fost aproape și vă rog să-mi dați voi într-un minut, doar vreau să-i mânesc eu. Să-i mânesc din partea primarului municipiului Lugoș, apoi mâine o diplomă de excelență pe care doamna Maia o merită din prim, iar la 1 decembrie să găsim un moment special pentru primul prefect al județului Caraș, cum era atunci, Caraș. Cum s-a chemat? Caraș Severin. Da, i-am făcut așa. De aceea, vă rog să-mi permite să vă mânez, doamne, această diplomă. Poți să faci și tu? Poți să faci și tu? Aura? Da? Ce frumos este. Dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră două cuvinte. Aș dori să vă spun că sunt emoționată și că pare bine că această întâlnire de suflet, a spune eu, are loc în fața predicenilor. Și anume să o facem împreună pe bunicul meu, care a fost primul prefect al Caraș-Severinului, primul prefect român, în anul 1919, depunând jurământul în fața regelui Ferdinand în gara din Becheșovo. Care eu îl știu din povești relatate chiar de tatăl meu, că el a fost artizanul și organizatorul trenului care va ducea participanții la adunarea de la Alba Iulia. A fost un tren al bucuriei, al speranței, însoțit de urale în toate gările în care se oprea și mai lua participanți care mergeau la adunare. Tot în legătură cu asta spune că a fost un om care a iubit cultura și arta în mod deosebit. A devenit și alături de ceilalți celelalte personalități ale Lugoșului, un om de valoare din punct de vedere social și și politic. Mai este un moment pe care eu vreau să-l amintesc și anume în legătură cu faptul că el, de mic copil, a fost înzestrat cu un simț artistic extraordinar. Așa că la un moment dat,
a luat parte și la cei care au format reuniunea de cântări și, și muzică al Bozului și asta l-a făcut să, să activeze în această reuniune fie ca, fie ca actor, actor amator, fie chiar cântând. Avea o voce foarte frumoasă, se pare. Mai apoi, în 1903, este propus și numit președinte onorific acestei reuniuni și în această calitate reușește în 1906 un lucru care atunci a fost aproape imposibil, să ducă corurile bănățene la reuniunea jubileară de la București. Deja de atunci asta îi era în minte ca un vis să înfăptuiască Marea Umbră. Deci, în încheiere aș vrea să vă spun așa, că să nu uităm nici noi astăzi care suntem aici și sperăm nici cei din viitorime, că 1918 a fost anul când Dumnezeu s-a uitat la noi. Mulțumesc, doamna mea. Moștenim o tradiție culturală și suntem obligați să o ducem mai departe. Chiar astăzi, în executiv de dimineață, am aprobat caietul de sarcini pentru scoaterea licitație pentru proiectare și execuție, transformarea casei vedicienilor în casa muzicii Ion Vidu. Casa Vidu, în casa muzicii Ion Vidu. Și discutam înainte cu Manuela, înainte de a intra aici, trebuie să intaboleze protopopiatul și să ne predea nouă turnul Sfântul Nicolae pentru a le reface și pentru a le da lugojenilor, astfel încât încet, încet, chiar dacă am pierdut foarte multe clădiri, ne luptăm să le primim înapoi, așa cum am primit și clădirea poliției și a securității și aia din Dergan 6 și din spatele tribunalului și aici și la Casa Muzicii, cam toate trebuie să ne luptăm să, să recâștigăm policlinica, în așa fel încât averea orașului să se refacă așa cum a fost. Merită să fie refăcut așa cum a fost. Vă mulțumesc din suflet. Vă rog pe Aura să aibă și ea ocazia să-i ofere din partea festivalului o plachetă și un bichet de flori, te rog. Pentru dumneavoastră, stimată doamnă, din partea festivalului nostru, emoționată, nu vă mai ridicați, ci un bichet de flori și vă mulțumim cu suflet. Marius, și nu s-a terminat și avem și eu, Fabiana. Pot să spuneți ceva? Da, vă rog. Totdeauna prima ramură de, de liliac, acum dumneavoastră să traduceți. Prima ramură de Iorgovan, mi l-a deceat matamoșul. Și așa că eu doresc ca unul din aceste buchete să îi le duc lui la cimitie, după ce pun o bandă tricolore. Și Henny o să facă un gest frumos, te rog, Henny. Fara dragă, din partea noastră, a bibliotecii. Așa. Ce funcție e cât a bibliotecii? Din partea bibliotecii municipale, din partea mea, a Adrianei, în semn de omagiu, de recunoaștere și de iubire ce ți-o purtăm, dragă Maia,
pentru amintirile frumoase pe care le avem împreună. Bineînțeles, o diplomă, niște flori și un album cu amintiri, cu amintiri cu fotografii frumoase, culese din arhiva Adrianei, niște fotografii care m-au emoționat și care sper să facă plăcere. Pentru că, nu cred că spun vorbe mari, găsim acolo chiar o pagină de istorie. Sunt ale tale, îmbrățișez și le-a pe sian. Nu. Și soțul tău, domnul Bichi, care a fost și el alături de noi, are și el, domnul Edward, aici o diplomă, să-și aducă aminte de noi. Mulțumim, mă înclin, Maia! Trebuie să mulțumim înainte de a urga pe Maria Voronca, actrița noastră specială de la Teatrul Municipal Traian Grozavescu, care dorește să spună câteva cuvinte. Vreau să vă mai spun un lucru care ține de George Dobrin și care, iarăși, poate că nu știu dacă mulți dintre dumneavoastră cunosc, jurnaliștii probabil că știu, trebuie să spun lucrul ăsta, mă simt eu ca și jurnalist că trebuie să spun. George Dobrin a fost cel care a înființat ziarul Drapel. Deci este cel care a avut această viziune extraordinară, că lugojenii merită un ziar, un ziar al lor și merită să existe jurnaliști în Lugoj. Iată, acum a venit momentul pentru acest lucru să mulțumim. Faptul că lugojenii încă la începutul anilor 1900 au avut un ziar al lor. Ce știți că scria în ziar? Diferite articole, dar tot așa diferite pseudonime. Da, a fost un introvertit, a fost un om modest, dar un om de mare suflet și de o cultură extraordinară. A făcut mecenat de foarte multe ori, a ajutat pe foarte multă lume, a ajutat tineri care erau, să spunem, la început de drum în viață și pe spezele domnii sale i-a ajutat ca să termine o școală înaltă la Viena sau în alte părți din Europa și aș putea să dau doar un singur nume care este foarte cunoscut, Traian Buia. Am dreptate, doamna Maia? Traian Buia, l-a ajutat pe Traian Buia asta foarte mult. Să spun, l-a ajutat mult pe Traian Buia, care la un moment dat a și fost până când nu și-a descoperit pornirea tehnică, așa, a fost stagiar la el în birou. Numai că, așa cum spuneți, tata Boșu era un om extrem de modest și, așa cum spuneți, introvertit. Introvertit și ajutat cât putea și pe cine putea, dar nu dorea să se știe. Semn de noblețe, vă dați seama. Deci să faci bine și să nu te dai mare că ai făcut bine. Acum, în vremurile noastre, pe toate televiziunile, pe toate ziarele, vedem cât să vă lesc, cât bine fac. Acum nu știu dacă e chiar frumos ceea ce fac.